Vine o dată. Vine de doi. Și... și... e câștigător! Și a meu tot e câștigător. Vă aruncați banii pe lozuri? Nu știți că nu se câștigă la lozuri niciodată? Cel mult câștigi cât ai dat pe los, ca să mai tragi mult. Crezi că noi suntem fraieri? Să mâncăm banii dacă nu suntem siguri de câștig? Robert, dată etapa! Nike, scris cu 2D. Bravo, ți-ai luat adidași contrafăcuți. Și ce-i cu asta? Ai zis că ai călcat în țuaha de câine. Ne-am bazat pe tine ca enolog și te-am lăsat să alegi lozurile. Dar am călcat, doar că s-a luat între timp de pe talpă. Da, adidasul nu poate să verific. Dă-o jos mai repede. Ce timp? Voi simțiți ceva? Da, se simte clar mirosul. Puh, fără doială, Robert a călcat unde trebuia. Atunci totul e în regulă. Înseamnă că lozul care a rămas nerăzuit e câștigător și vom împărți banii. Câștigător. Nu mai înțeleg nimic. Ați văzut cu nasul vostru că am călcat. De ce nu am noroc? Păi credeți toate superstițiile? Păi la câți rahați de câine sunt pe jos, ar trebui să fim o țară de câștigători la loto. Ai dreptate, Alexandra. Cum adică? Nici tu nu crezi? Ba da, cred. Cred că rahați de câine se găsesc peste tot pe stradă. Robert, încață-te și te-și la treabă. Dar nu vrei să mai calc o dată? Ba bineînțeles că asta vrem, dar de data asta să fie evident. Trebuie să ne recuperăm banii pierduți până acum. Dar sunt noi nouă și nu vreau să-i stric. Lasă, că oricum sunt contrafăcuți. Vrem să-i toți rahații pe talpă până scade adidasul din picior de greu ce e. De să se mire lumea, că s-a apucat prima aia să-și facă treaba. O să-ți demonstrăm, Alexandra, că superstiția asta e cât se poate de reală. O să ne întoarce cu 3 lozuri câștigătoare. Sper să am noroc să ne dea din Eminescu la lucrare. Oh, și eu am învățat doar din Eminescu, că am zis că e mai important. Și eu la fel, ca și mi-a zis voi. Stop! Nimeni nu mai face niciun ce pas. Ce s-a întâmplat? T-ai călcat în ceva? Nu, mi-a dat calea o pisică neagră. Oh, asta e semn rău. Dacă ne taie calea o pisică neagră, asta înseamnă că nu ne mai dă din Eminescu. Se știe. Nu vă panicați. Toată lumea face 10 pași în spate și se rezolvă. Număr eu. 1... 2, 3, 4... Hei, clasa, în direcția cealaltă! Crezi că eu nu știu? Ne-a tăiat calea o pisică neagră. Nu mă mai întrerupe din numărat. Dar cât am rămas? 5, 6, 7, 8, 9... Nu se poate așa ceva! Mai aveam doar un pas și scăpam. Cum facem al 10-lea pas când ne blochează mașina asta? Eu zic să lăsați superstițiile astea și să veniți la lucrare. Eu zic să ocolim mașina, dar tot cu spatele. Nu merge, ca și cum am pășit în lateral. Ori superstiția spune clar că trebuie să mergi în spate. Alexandra, dacă venim acum la oră, mai mult ca sigur ne dă altceva decât Eminescu la lucrare. O să așteptăm aici, poate vine repede șoferul. O să ajungeți unde a ajuns și Eminescu. În manual? La nebuni! Mai cu forță, mă, voi împinge sau trage? Împingem normal. Așa nu o să reușim niciodată să facem al 10-lea pas. Am eu o idee. Acasă, când tata împingea mobila, băga niște coși de cartofi sub mobilă ca să alunece. Excelentă idee. Ai niște coși de cartofi la tine? Nu. Atunci o idee tâmpită. Ia dați-vă la o parte că o împing singură. Sau... dacă sunăm și zicem că mașina asta este parcată neregulamentar, pentru că ocupă un loc de parcare pentru persoane cu handicap. Și să vină să o ridice. Excelentă idee! Eu sun, tu adun niște cretă și desenează un scaun pentru tine. Hai odată, mișcă-te! Și totul se mișcă! Am reușit! Ia uitați, pot și cu o mână! Am super putere! La revedere, doamnă! Opriți-o careva că am împins-o prea tare! N-ai împins tu nimic, s-a suit la volan, doamna și-a plecat. Cum a plecat? Nu aveam chiar acolo lucrare cu ea? S-a mutat ora de română mai devreme și am dat deja lucrarea. Cei care au lipsit dau data viitoare lucrare din toată materia. E, asta e. Oricum nu ne dădea din Eminescu, că n-am apucat să facem 10 pași cu spate. Chiar, ce v-a dat la lucrare? Eminescu. Știm, a lipsit la lucrare data viitoare din toată materia. Dar a meritat să le lipsim,
măcar acum ne vom îmbogăți. Și Robert unde e? Adidasul e în pungă. Nu se mai putea purta. Faceți loc la catedră, ia să vedeți aici. Minun odată, minun de două ori, nici nu mă mir. Eu sunt de care să câștig o mașină. Și, necâștigător. Necâștigător! E imposibil, sfidează legile naturii! Nu te grăbi, Robert n-a terminat de răzuit. E câștigător? E câștigător! Yay! Am câștigat, mai trage unul. Oh. Mai trage un ce? Un los sau un Adidas nou? Uitați-vă pe tablă ce dată e. Este marți, 13. Cum de nu ne-am dat seama? N-aveam cum să câștigam. Pentru că ziua de marți 13 am luat-o în locul de călca în rahat. Rahat, la cural! Deci, în zile de 13 nu poți câștiga? Și dacă calci în gunoi de elefant scăpați de la zoo pe străzi. Atunci cum vă explicați că tocmai am câștigat 1000 de lei? Mi-am luat și un los în pauză și am câștigat. Arată tata. E curată și nici nu miroase. Care e secretul? Nu este niciun secret deștepților. Poți să câștigi și în zile de 13. Și dacă calci într-un rahat? Trebuie să fii mai atent pe unde mergi. Dar dacă stai în calea o pisică neagră? Eu am o pisică neagră acasă care îmi taie calea de 5 ori pe zi și nu mi s-a întâmplat nimic rău. Toate superstițiile sunt false. Toate! Eu, de exemplu, am spart astăzi oglinda de la baie. Credeți că o să am 7 ani de ghinion? Ha! Mă duc să-mi culeg premiul pe loz. Alexandra a căzut la pământ! I-a căzut un eon în cap! S-a ridicat. Dar tocmai a alunecat pentru că e spălat pe coloar? Și vai, nu! S-a dezechilibrat și lozul i-a zburat pe fereastră! E lovită rău? Acum o ridică doi profesori să o ducă la cabinet. Dar au scăpat-o și au spart capul pentru a doua oară. Nu pot să mă mai uit! Care va să zică, a spart oglinda într-o zi de 13 și a cerut-o. Să rog cumva să se la ghidatul. Mâine te încarci și mergeți în romodul. Me fait tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas. 1, 2, 3.